suntem alcătuiți din trup, suflet și duh. Dumnezeu când vine să locuiască, vine în duh, în partea cea mai adâncă, ca în cortul întâlnirii în Sfânta Sfintelor. Acolo e relația cu Dumnezeu, acolo e întâlnirea cu Dumnezeu, că părtășie, acolo intri în lumea spirituală, acolo ți se deschid ochii să vezi cerurile deschise. Ei, dar acolo, ca să se dezvolte viața spirituală, atunci voia din sinele tău trebuie răstignită, trebuie frântă, trebuie zdrobită și trupul trebuie disciplinat. Și atunci trăiești, asta se numește duhovnicește. A fi duhovnicești nu însemnează ni să te rogi, ni să cânți, ni să predici, ni să vii la biserică. A fi duhovnicesc însemnează un singur lucru, să faci voia lui Dumnezeu. Chiar dacă rugăciunile tale crezi că sunt frumoase și bune și slujirile tale și nu sunt voia lui Dumnezeu, nu contează.